Trupa din Ștefan cel Mare, Dinamo București, a umplut până la refuz tribunele Arenei Carpați din Brașov, odată cu jocul care, cel puțin teoretic, reprezenta un amical de lux pentru gazdele de la Corona, echipă nou promovată în prima ligă fotbalistică. Și totuși, brașovenii, în echipament albastru, au dovedit că au învățat perfect lecția predată de profesorii Nicolae Manea și Daniel Bona, astfel că elevii lui Gigi Mulțescu au găsit cu greu drumul către poarta apărată pe rând de Marc Dănălache și Amadio. Toți trei și-au făcut perfect datoria atunci când au fost solicitați. În două dintre cazuri, stâlpul porții, respectiv transversala, dovedindu-se aliați de nădejde ai portarilor brașoveni. Cel mai important aspect însă îl constituie bijuteria de gol șlefuită de Marius Ene, atacantul Brașovului reușind să îl ridiculizeze pe golkeeperul Naumovski printr-un lob de efect trimis de la marginea careului mare. A fost singurul gol al partidei, astfel că brașovenii de la Corona înregistrează o victorie binevenită, în special pentru moralul jucătorilor și al tehnicienilor. În general, eu nu țin cont la meciurile amicale. Sigur, mă interesează și rezultatul, dar cu totul altceva urmăresc. Felul cum respectă cele ce le spune. Au făcut și lucruri bune, au făcut și lucruri mai puțin bune, pe care trebuie să le remediem, că orice echipă valoroasă exploatează imediat gafele care le-am făcut în apărare. Prima repriză, eu zic că a fost o repriză care noi am condus mai mult joc, am avut și mai multe posibilități de a înscrie. S-a apropiat decât de nivel al jocului, dar de parte de dinamica pe care o vrem, pentru că oboseala și-a spus cuvânt. Am încărcat foarte mult, pentru că la teste ne-a arătat că erau lipsă mari în pregătirea fizică și a trebuit să încărcăm și atunci am sacrificat și rezultatul și problemele jocului pentru acumulări fizice. Dinamo au folosit și în prima repriză, ca și noi, echipa mai bună. Repriza a doua a băgat și foarte mulți jucători tineri să încerce să bănuiesc, la fel ca și mine, Gigi să-i vadă. Eu zic că a fost un test bun. Noi suntem la, vorba aia, la 10 zile de pregătire. Este primul meci, jucători noi, i-ați văzut, care ne vom lămuri până începe campionatul dacă putem să-i oprim un loc sau dacă nu. S-ar putea să mai vină și alții și mai mult ca sigur că vor veni. Sperăm să facem o echipă care să nu ne dea emoții în campionat. Câinii Roșii acuză starea de oboseală acumulată după o săptămână de pregătiri la Poiana Brașov. Cu toate acestea, rezultatul înregistrat la final este cel care contează și care, în același timp, constituie o adevărată gură de oxigen pentru Corona. Exact ceea ce am vrut să vedem, sunt câteva probleme. În primul rând, să ne pregătim prin joc. Normal, nu trebuie să facem jocul ăsta. Dar am zis să terminăm cu joc. De ce? Să văd și stadiul de pregătire al echipei și, în al doilea rând, să văd și câțiva jucători care eram nehotărâți sau nu eram foarte bine edificat. Îmi doresc mult ca această echipă să rămână în prima ligă. Nu va fi ușor, va fi foarte greu. Le-am spus și lor, primul an o echipă promovată este foarte, foarte greu. Dar am încredere că ușor, ușor vom pune lucrurile la punct și eu știu să jucăm din ce în ce mai bine. Așadar, primul duel în care s-au confruntat două formații cu obiective total diferite pentru noua ediție de campionat a fost câștigat de Corona. Rămâne de văzut care va fi deznodământul atunci când Câinii Roșii vor reveni la Brașov pentru revanșă, de această dată în cadrul meciului oficial din prima ligă fotbalistică, atunci când Marius Ene își poate dovedi iarăși aptitudinile de adevărat hingher.